Textul pe care îl avem la studiu în această seară este relativ simplu de înțeles, cel puțin ca structură. Ne vom opri în mod special asupra primelor patru versete din capitolul 5, care se adresează, după cum observați bine la o citire generală a textului, se adresează prezbiterilor. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi. Da? Deci prima parte se adresează prezbiterilor. În al doilea rând, în versetul 5, Petru vorbește tinerilor, zice tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Și de la versetul 5 până la versetul 11, înainte de saluturile sale pe care le lasă tuturor bisericilor, Petru vorbește tuturor credincioșilor. Da? Spune tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Și acum zice și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Așadar, capitolul 5 se duce către, în trei direcții. Vorbește prezbiterilor din biserică, conducerii, vorbește tinerilor și apoi vorbește întregii adunări. În această seară ne vom uita la acest cuvânt pe care Petru îl adresează prezbiterilor. Însă este foarte important să înțelegem felul în care erau trimise aceste epistole. Petru nu intenționează ca atunci când ajunge scrisoarea în anumite biserici să zică, acum prezbitere, ceilalți spuneți-vă degetele în urechi, vorbim cu prezbitere acum. Ceilalți nu trebuie să știe ce spune eu prezbiterilor, da? Când vom ajunge în 2 Petru, capitolul 2, unde Petru vorbește despre falși învățători din biserică, Petru nu spune, frații din biserică care sunteți aici, voi nu ascultați, că ei sunt și Domnul. Eu o să spun niște cuvinte foarte dure despre acești pseudo-învățători, dar voi n-ar trebui să ascultați cuvintele astea dure. Vă rog, preocupați-vă cu altceva în timp ce eu o să vorbesc către falși învățători din biserică. Nu, el spune lucrurile acestea care urmau să fie citite, că asta era practica bisericii, urmau să fie citite public în adunare. Da? Când Pavel dă anateme, când Pavel spune să fie blestemați cei ce-l tulbură, Pavel intenționa, de asemenea ca și Petru, ca lucrurile acelea să fie citite public în adunare. Când Petru se adresează prezbiterilor aici, Petru știe că atunci când se va citi scrisoarea, toți membrii adunării vor fi de față și toți vor auzi ce are de spus Petru. Capitolul 1, versetul 1, Petru se adresează în felul următor. Zice, Petru, apostolul lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Deci Petru, ceea ce urmează să spună Petru despre prezbiteri în capitolul 5, nu este cu privire la o singură adunare dintr-un anume loc de pe pământ. Petru vorbește despre practica care trebuia stabilită în toate adunările. Petru nu scrie la o singură biserică aici, da? E clar lucrul acesta. Petru scrie către aleșii care trebuie străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Dom'le, oriunde exista o biserică și oriunde ajunge epistola asta, toți prezbiterii trebuie să se încadreze în lucrurile pe care eu le spun în aceste patru versete. Să ne fie clar despre ce vorbim în seara aceasta, da? Despre felul în care Petru a gândit că trebuie să fie conducerea în biserică. Și va fi foarte interesant pe parcursul acestui mesaj să ne gândim dacă din ceea ce cunoaștem noi despre biserici, biserica noastră, celelalte biserici, dacă există o potrivire între conducerea bisericii învățată în cuvântul lui Dumnezeu și conducerea bisericii pe care o observăm astăzi în diverse culte sau denominații. În primul rând, la versetul 5, aș vrea să observați rânduirea acestor prezbiteri, da? Petru definește rânduirea în funcția de prezbiter prin trei moduri. Ascultați, spune, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, asta e funcția. Prezbiter, da? Asta e poziția în biserică. În al doilea rând, arată care este poziția prezbiterului în relație cu lumea, ca și ei un martor al patimilor lui Hristos, da? Asta era funcția lor. Față de lume, ei trebuie să mărturisească patimile Domnului Iisus Hristos. Și trei, față de vremea viitoare sau de slava viitoare, zice, și părtași al slavei care va fi descoperită. Într-un anume sens, în afară de funcția de prezbiter, pe care nu toți o au în adunare, celelalte lucruri ni se potrivesc și nouă. Petru descrie prezbiterul în trei feluri. Unu, zice, el este prezbiter sau este un bătrân în biserică, asta e poziția lui în biserică. 2. El este un martor al patrimoniului lui Hristos și 3. Este un părtaș al slavii. Hai să ne uităm puțin la fiecare în parte. Mi se pare deosebit de important în modul în care Petru se adresează prezbiterilor. Auziți, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un... Ce era Petru? Ce ne-am fi așteptat noi în mod natural să spună Petru? Eu care sunt un apostol.
Eu care sunt un apostol. Și Petru își începe epistola chiar în felul acesta. Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Unii comentatori spun că cartea 1 Petru fie nu este scrisă de Petru, ci de un alt om care și-a dat numele de Petru, fie cineva a intervenit și a completat cartea 1 Petru, că îi zic, unde mă, în capitolul 1 zice că e apostol, în capitolul 5 zice că e prezbiter. Nu, Petru cred că stabilește pentru adunare modul în care trebuie să se raporteze la conducere. Și el zice, uite, eu care sunt apostol, uitați-vă cum vorbesc eu despre conducerea bisericii, despre cei care păstorez biserica. Îi numește prezbiter și zice, eu care sunt un prezbiter. Apostolul Petru arată bisericii modul respectuos în care trebuie să se raporteze la prezbiter. Zice, și eu sunt un prezbiter. Să pune pe același piedestal cu ei. Nu spune, auziți, eu sunt papa de la urmă, eu sunt Petru, eu sunt primul papă din istoria omenirii. Și să știți, eu nu sunt ca oricare altul. Nu, Petru spune, eu sunt un prezbiter, la fel cum sunt ceilalți prezbiteri din toate adunările, de pe toată suprafața pământului. Te duci în Bitinia și găsești o adunare, sau în Galatea și găsești adunări și sunt prezbiteri, zice, sunt și eu împreună prezbiter cu ei. Care sunt un prezbiter ca și ei. În limba originală este un singur termen. Nu este prezbiter ca și ei. Este un singur termen. Împreună prezbiter cu ei. Da? El arată că trebuie să se raporteze cu respect la oamenii aceștia. Întrebarea este, de ce Petru nu scrie nimic păstorilor? Preoților? Episcopilor? Arhiepiscopilor? Președinților de cult? De ce nu le scrie? Nu știți de ce. Președinților de comunitate, secretarilor de comunitate. De ce? Nu știți, de ce nu le scrie? Pentru că nu erau. Pentru că nu erau. Într-un fel, Petru stabilește în epistola lui, și vom vedea și din alte locuri în Sfânta Scriptură, care trebuie să existe practica transgenerațională în toate adunările. În toate adunările. Nu este niciun fel de papalitate, niciun fel de succesiune apostolică, niciun fel de alte funcții înlocuitoare apostolilor și așa mai departe. Nu! Conducerea bisericii este stabilită, ea trebuie să fie prin prezbiteri. Și ce e interesant? Primul imperativ pe care îl dă prezbiterilor, care este? Ce le zice prezbiterilor să facă, în esență? Să păstorească. Nu spune, prezbiterii, voi ocupați-vă cu lucrurile administrative prin adunare. Nu zice prezbiterilor, funcția principală, imperativul principal din textul acesta este păstoriți turma lui Dumnezeu. Păi ce o să facă păstorii, domnule, dacă prezbiterii păstoresc? În mentalitatea apostolului Petru și a lui Pavel, vom vedea imediat, nu exista o distinție între prezbiteri și păstori. Nu exista această distinție. Prima dată când am aflat la master, trebuie să fac master ca să aflu o chestie care o spune Petru, știți? Dar așa e omul. Să zice, își dă sute de euro sau mii de euro, numai că eu n-am plătit masterul ăla, ca să afle niște lucruri care scrise negru pe alb, da? Îi spune prezbiterilor, le spune prezbiterilor păstoriți. Ce e așa de greu de înțeles, da? Prima dată am fost stupefiat. Stai că în Biblie funcția de prezbiter și de păstor sunt două lucruri interschimbabile, sunt doi termeni interschimbabili, sunt două funcții interschimbabile, se referă la același lucru, da? Se referă la același lucru. Petru arată în lucrul acesta că asta este funcția transgenerațională. Asta este conducerea biblică a bisericii. Prezbiterii care păstoresc biserica. Aproape nu există denominație în lumea asta care să nu fie inventată alte funcții. Nu știu, gândiți-vă la o denominație, nu cred că există vreo denominație care să nu fi inventat alte funcții decât alea biblice. Nu se pot abține oamenii, știți de ce? Dacă avem prezbiteri, dar hai să fie cineva mai mic decât prezbiteri și cineva mai mare decât prezbiteri, da? Să existe o ierarhie, să existe un control, să existe putere. De exemplu, am căutat pe internet, am cerut și ajutorul câtorva oameni, cu privire, de exemplu, la Biserica Ortodoxă. Nici noi nu stăm mai grozavi în mediul evanghelic. Fiecare credem altfel că e conducerea bisericii. Uitați ce este. Ce funcții sunt? Diacon, preot, arhiereu vicar, episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriar. Și spune, există o ierarhizare la nivelul diaconatului și unul la nivelul preoției și una la nivelul arhierei. Adică avem diacon și arhidiacon. Da? Preot cu rang de sachelar, econom, stavrofor, iar la nivelul arhierei sunt arhierei vicari, episcop sufragani, arhiepiscop, mitropolit și patriarhul. N-ați înțeles? Nu. Da. Oamenii simt nevoia de a construi un fel de piramidă. Nu, să nu râdeți că la noi în culturile evanghelice e exact la fel. Exact la fel. S-au inventat tot felul de funcții
Și spun, a, noi nu locuim Biblia ce spune în Biblie. Nu, noi nu locuim ce spune în Biblie. Nu, nici vorbă. Avem nevoie ca să structurăm cumva lucrurile. Să structurăm o leacă mai bine decât o crezut Apostolul Petru și Pavel că trebuie structurate lucrurile. Apostolul Petru și Pavel nu o să știe dezvoltarea bisericii de peste veacuri. Într-un fel ei nu au prevăzut Duhul Sfânt, nu le-au descoperit că în generația noastră și în societatea noastră este nevoie de o structură atât de mare. Ei nu au prevăzut lucrul acesta. Da, nu au prevăzut. Așa este. La noi s-a dezvoltat un fel o structură mai simplă. Ascultăm, prezbiterul e prezbiter, păstorul e păstor, diaconul e diacon. Da? Dacă vrei să fii păstor, trebuie să urci cumva așa, pe un deal abrupt și greu. Da? Și urci. Dacă ai ajuns păstor, aia e treabă bună. Da? În schimb, în realitate, lucrurile nu sunt chiar așa. Lucrurile cum sunt? În realitate, dacă ai ajuns păstor, în spatele tău există un comitet. Există un comitet. Acum, eu vreau să vă spun și din experiență, dar din realitate, nu doar din experiență, asta e realitatea. Ce se întâmplă într-un comitet de fapt? Care e rolul comitetului? Rolul comitetului este să-l ajute pe păstor să nu facă ceea ce trebuie să facă. Să vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, cuiva ar trece prin cap să cheme la noi în adunare un eretic să predice o pseudo-evanghelie sau să cheme o trupă de traumă și fraudare care să ne distreze într-o dimineață, da? Și să pune la vot în comitet. Dacă sunt 9 oameni, ca așa ar trebui 9 sau 7 să fie impar ca să poți face la un moment dat, da? Să iau o decizie, da? Dacă ar fi 4 și 4, totdeauna nu mai vine sfârșitul lumii și nu mai decizi cel mai banal lucru, da? Nici ce clanță să pui la ușă. De parcă asta ar trebui să discute păstorul cu comitetul. Dar oricum, cam asta e situația în teren. Și atunci păstorul poate să zică, fraților, uite ce spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură spune asta, 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 despre diverse situații prin care trece adunarea. Fiecare adunare trece printr-o sumedenie de situații, da? O multitudine de situații. Uite ce spune Sfânta Scriptură despre lucrul acesta. Frații spune, măi, fraților, ce tot atâta vorbărie aici? Haideți să supunem la vot. Fratele râde, da? Hai să supunem la vot. Și să supunem la vot. Pastorul bisericii poate să fie cel mai neprihănit păstor din țara asta sau din lumea întreagă. Ascultați-mă, cel mai neprihănit om. Sau un alt frate din comitet poate să fie cel mai neprihănit om, un om care cunoaște Scriptura, un om care studiază cuvântul lui Dumnezeu, un om care îl iubește pe Dumnezeu, care stă în post, care stă în rugăciune, care caută voia lui Dumnezeu, care are discernământ spiritual, care e chemat de Duhul Sfânt să conducă adunarea, nu de oameni. Poate să fie cine o fi el. Totul se rezumă la vot, nu la discernământ, nu la cunoștințele biblice, nu la faptul că are un argument serios biblic din cuvântul lui Dumnezeu pentru situația biblică. Nu, zice, mă, hai să nu pierde vremea. Haide să votăm. Și în realitate, oamenii duhovnicești, dacă sunt în conducerea bisericii, oamenii duhovnicești nu au foarte mare influență. Ba chiar poartă povara și vă spun din experiență, poți povara că știi că trebuie făcut ceva, dar nu poți. De ce? Pentru că se votează. Se votează democratic, domnule. Suntem într-o țară liberă. Și în biserică este democrație, se votează democratic. Dom'le, asta este. Și unii zic, dom'le, de data asta a fost cum am vrut. Noi altă dată o să fie cum vrei tu, stai liniștit, nu te supăra. Acum, cum ai putea tu, păstorul bisericii, care știi că adunarea trebuie să ducă într-o anumită direcție, să spui, nu e nicio problemă că acum s-a votat voia satanei în adunare, că altă dată o să voteze voia Domnului. Nu poți gândi așa. Tu ești chemat să dai o direcție biblică adunării și ar trebui să existe un consens în oamenii care conduc biserica, da? Acum s-a inventat forul acesta numit comitet, în care nu se duc oameni calificați să fie prezbiteri. Că dacă ar fi calificat să fie prezbiteri, ar fi ordinați ca prezbiteri. Nu ce ar fi greu. Bine, ăștia sunt calificați să fie prezbiteri. De ce se numim comitet dacă sunt prezbiteri? Se numim biblic că sunt prezbiteri. Nu, ei nu sunt calificați să fie prezbiteri. Ei nu sunt oameni duhovnicești, ei nu sunt oameni cu discernământ spiritual. Ei nu sunt oameni care citesc în fiecare zi Biblia. Ei nu sunt oameni care stau în rugăciune și în post. Ei nu sunt oameni care au familiile în rânduială, că dacă ar fi, i-am numit prezbiteri și am recunoaște oficial ca și prezbiteri. Ei nu sunt așa. Și ajung într-un loc în care hotărăsc destinul adunării. Ajung într-un loc în care hotărăsc direcția adunării. Și dacă există unul sau doi oameni duhovnicești acolo, ei nu pot să facă cu adevărat absolut nimic. Și știți ce se întâmplă? De obicei, oamenii smeriți care sunt chemați de Duhul Sfânt la lucrare nu sunt atât de vocali și folosesc chiar cuvântul acesta și atât de nesimțiți încât să calce pe oricine în picioare ca să-și impună părerea lor. Și de obicei ei sunt dați deoparte, știți de ce? Pentru că nu au abilități de lider. Nu au abilități de lider, domnule. Dacă ăsta nu a fost în stare să încropească o afacere serioasă ca să știe lumea de el,
cum o să fie ăsta în stare să conducă adunarea? Nu așa spune și Biblia. Doamne, dacă nu poți să conduci în lume, cum ai putea să conduci în adunare? Dar dacă ai reușit și ai succes în lume, erezia 3:4, atunci vei reuși și vei avea succes și în biserică. Nu spune Biblia asta, dar asta e mentalitatea în practică, în realitate. Doamne, ăsta să cam descurcă, ăsta s-ar descurca și în adunare. Mă, ăsta, fratele, e pocăit el, știe Scriptura, îi merge mintea, dar nu prea are așa vână, nu e un om de acțiune, un om care să ne poată reprezenta în societate, să bage, să rezolve lucruri. Și atunci omul poate să stea deoparte. Ăsta e prea smerit pentru noi. Dar nu are carismă, nu e lider. Și atunci nu mai contează calificările biblice. Nu mai contează calificările biblice. Și repet, în foarte multe, spun lucrurile acestea pentru că în foarte multe locuri, dacă nu în cele mai multe locuri, direcția adunării este hotărâtă de niște oameni care nu au calificările de a fi în conducerea adunării. Pe mine nu mă deranjează eticheta de comitet. Să nu mă înțelegi greșit. Nu eticheta mă deranjează. Ci că s-a inventat un for de conducere adunării format din oameni care nu sunt calificați. Care nu sunt calificați. Și într-un simplu cuvânt, într-o simplă propoziție. Dom'le, care e conducerea adunării? Conducerea rânduită de Dumnezeu în adunare este aceea prin prezbiteri. Nu prin prezbiter, prin prezbiteri. Și aș vrea să vă citesc câteva texte din Sfânta Scriptură ca să vedeți că lucrurile sunt tocmai așa. Fapte 11:30. Ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul, nu la apostol, la prezbiteri, la Ierusalim. Fapte 14:23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. În fiecare biserică, prezbiteri. După ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Fapte 15:2. Ia auziți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba, da? Și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri. Versetul 4. Când au ajuns la Ierusalim au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Versetul 6. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă. Versetul 22. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei. Versetul 23. Și au scris astfel. Apostolii, prezbiterii și frații. Fapte 16:4. Precând trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Fapte 20:17. Pavel a trimis la Efes și a chemat prezbiterii bisericii. Fapte 21:18. Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. 1 Timotei 5:17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învretniciți de îndoită cinste. Titul 1:5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Iacov 5:14. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe păstorul bisericii, nu pe prezbiterii bisericii, și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Asta este funcția adunării. Simplu, da? Când vorbește despre conducerea adunării, despre funcția lor, spune ei trebuie să fie prezbiteri, da? Prezbiteri. Al doilea lucru pe care îl spune este că acești oameni sunt niște martori ai patimilor Domnului Iisus Hristos. Oare ne-am putea defini noi pe noi înșine așa și ca și creștini, nu doar ca prezbiteri? Prezbiterul trebuie să fie în relația lui cu lumea, să fie cunoscut ca un mărturisitor al patimilor Domnului Iisus Hristos. Așa erau cunoscuți în biserica primară. Un prezbiter era un om care ieșea în evidență prin faptul că îl mărturisea pe Domnul Iisus Hristos. Prin nimic altceva. Într-un fel, asta este chemarea noastră a fiecăruia. A fiecăruia. E ușor să spui. Și eu sunt creștin, și eu sunt creștin, toți suntem creștini. Domnule, nu suntem toți o țară creștină până la urma urmii, indiferent de denominația din care facem parte, dar cât sunt martori? Cât sunt martori ai Domnului Iisus Hristos? În felul acesta se defineau și oamenii care erau în conducerea bisericii, în felul acesta se defineau și creștinii din perioada bisericii primare. Și cuvântul martor de aici este din aceeași rădăcină la cuvântul martir. Pentru că martorii erau oameni care până la urma urmii și sufereau pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi al treilea lucru pe care îl spune, nu doar cine erau ei în biserică, cine erau în relație cu lumea, îi se spune un lucru extraordinar despre ei. Zice Petru, sunt părtași al slavei care va fi descoperită. Petru avea siguranța mântuirii. Era părtaș al slavei care va fi descoperită. Care va fi descoperită. Într-un fel, dacă vezi că suferi pentru Domnul, dacă ești martorul Domnului Iisus Hristos, poți să fii sigur că ești și părtaș al slavei care va fi descoperită. Și spun lucrul acesta suficient de clar, cred, pentru toată lumea. Dacă eu nu mi-asum calitatea de creștin și de martor al Domnului Iisus Hristos, nu am niciun drept, repet, să am și
accentuez lucrul acesta, să am siguranța mântuirii. Nu am niciun drept. Eu nu zic că nu ești mântuit, dar nu ai niciun drept să ai siguranța mântuirii. Deci dacă nu mă port ca un creștin, n-am niciun drept să am siguranța că sunt creștin. Dacă nu mă port ca unul, nu? Eu nu sunt, poate sunt printr-o perioadă de cădere, poate sunt printr-o perioadă de rătăcire, habar nu am. Sunt foarte multe situații, o perioadă de nu știu ce. Dar dacă nu sunt un martor al patimilor lui Hristos, dacă nu sunt un creștin, nu am dreptul să am siguranța. Ia fi creștin, da? Nu am dreptul să mă consider în felul acesta. Vedem cum sunt rânduiți ei de Dumnezeu, în biserică, în lume și cu privire la slava viitoare. Apoi Petru ne prezintă versetul 2 și versetul 3, care este rolul acestor oameni. Care este rolul acestor oameni? Rolul lor, spune aici Scriptura, este de a păstori turma lui Dumnezeu care este sub paza lor. Asta este responsabilitatea prezbiterilor, să păstorească turma lui Dumnezeu. Fapte 20:28, când cheamă Pavel pe prezbiterii din Efes, le spune așa: luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul, sunt episcopi. Îi cheamă pe prezbiteri, citiți foarte, foarte interesant textul din Fapte. Îi cheamă pe prezbite și prezbiterilor le spune: luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt. Și nu le spune peste care v-a pus Duhul sunt prezbiteri, ci spune peste care v-a pus Duhul sunt episcopi. Deci el cheamă pe prezbiterii și spune prezbiterilor: luați seama, la turma lui Dumnezeu peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi. Îi numește așadar și prezbiteri și episcopi și spune că funcția prezbiterilor și a episcopului este să păstorească biserica Domnului. Deci episcopul, păstorul și prezbiterul sunt același lucru. Sunt același lucru, sunt termeni interschimbabili. Sunt termeni interschimbabili, da? Lucrul acesta este suficient de clar. Cum este necesar să interpretăm porunca asta a păstorului? Care e treaba păstorului? A prezbiterului, a episcopului? Ce înțelegi din asta? Păstorii, a păstorii. Ce înseamnă să păstorești? Practic, care ar trebui să fie responsabilitățile unui păstor? Acum, noi ne putem da cu părerea, foarte multe privințe. În general, așteptările sunt următoare. Fratele păstor ar trebui să se ducă, să-și facă timp să se ducă la fiecare oaie în parte. Fratele păstor ar trebui să ocupe de pruncii noștri. Fratele păstor ar trebui să ocupe de tinerii noștri. Fratele păstor ar trebui să-și dea cu părerea ce grese să punem în adunare. Fratele păstor ar trebui să-și dea cu părerea despre orice lucru. Fratele păstor sau prezbiter, la noi nu-i prezbiterii păstor, nu la noi aici, da? La noi în general, la evanghelici. Fratele păstor e un fel de monstru spiritual, o caracateță spirituală care a reușit să-și întindă tentaculele în absolut orice lucru. Nimeni nu face nimic fără el. El știe toate lucrurile, el cunoaște toate lucrurile, el hotărăște toate lucrurile, da? În realitate, lucrurile nu sunt așa. Așa e văzut el în general. E un om care are niște capacități dumnezești care poate să facă orice. În realitate este un comitet în spatele lui sau niște clanuri foarte puternice în biserică care îi dictează ce să facă. Asta e în realitate. Bun? Dar care este funcția păstorului? Noi trăim într-o țară care se numește pe ea însăși creștină. Și întrebarea pentru oricine care citește Sfânta Scriptură ar trebui să fie următoare. Dom'le, în biserica în care eu merg, eu vreau să știu dacă este o conducere biblică și dacă e o biserică biblică. Asta vreau eu să știu. Sunt oamenii care conduc biserica asta după cum spune Biblia că trebuie să fie sau nu? Păstoresc ei biserica sau nu păstoresc? Și de aceea vă invit să privim la un alt pasaj paralel din Sfânta Scriptură, Fapte 20, loc în care am mai spus deja, Pavel cheamă prezbiterii bisericii, Pavel știind ce l-așteaptă pentru că Duhul Sfânt îi descoperea că o să fie prins, că o să sufere, îi cheamă să le dea ultimele sfaturi. Și în aceste ultime sfaturi pe care le dă Pavel acestor prezbiteri din Efes, Pavel prezintă responsabilitatea conducătorilor bisericii, vorbind despre sine și apoi vorbind clar despre ei, despre sine și despre ei. De la versetul 24 până la versetul 27, Pavel vorbește despre sine. Despre sine. Și în locul acesta putem vedea care este responsabilitatea păstorului. Cum trebuie să păstorească el? Da? Asta este întrebarea. Ce înseamnă practic să păstorești? Uitați ce spune Pavel despre sine și învățăm de la Pavel ce înseamnă a păstori. Versetul 24. Dar eu nu consider viața mea scumpă pentru mine, nu, numai să-mi sfârșesc alergarea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus. Care era slujba? De a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. E clar, da? Slujba lui Pavel era să mărturisească Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Acum noi putem spune, mă, dar el a fost și apostol. Poate apostolii înseamnă altceva. Versetul 25. Și acum, iată, eu știu că voi
Eu știu că voi toți, printre care am umblat, ce a făcut el? Predicând împărăția lui Dumnezeu. Deci a mărturisit Evanghelia Harului lui Dumnezeu, a predicat împărăția lui Dumnezeu. Nu-mi veți mai vedea fața. Versetul 26-27. De aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Cum ar putea să spună un păstor? Dom'le, mi-am îndeplinit responsabilitățile față de voi. Care sunt alea? Ia auziți. Versetul 27. Pentru că nu m-am ferit să vă fac cunoscut tot planul lui Dumnezeu. Prin trei expresii foarte importante, Pavel arată care e responsabilitatea lui. Să mărturisească Evanghelia Harului, să predice împărăția lui Dumnezeu, să le facă cunoscut tot planul lui Dumnezeu. Din tot ce spune Pavel, el arată că responsabilitatea lui numărul unu a fost de a mărturisi, de a predica, de a face cunoscut. Asta a fost responsabilitatea lui numărul unu. Haideți să vedem dacă lucrul acesta este valabil și cu privire la cei cărora le vorbește, la prezbiteri. Versetul 28. Luați seama deci la voi și vă și la toată turma în care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori. Citeți în traducerea GBV 2001. Ca să păstoriți adunarea lui Dumnezeu pe care a cumpărat-o cu sângele propriului său fiu. Eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu cruță turma. Și dintre voi și vă se vor ridica oameni vorbind lucruri stricate ca să-i atragă pe ucenici după ei. De aceea, vegheați amintindu-vă că 3 ani, noapte și zi, n-am încetat îndemnând cu lacrimi pe fiecare. Ce a făcut Pavel? Ia auziți. Iar vorbește despre sine. N-am încetat îndemnând cu lacrimi pe fiecare. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului harului său, care poate să vă zidească și să vă dea o moștenire între toți cei sfințiți. Deci el spune două lucruri. Vor intra lupi răpitori în biserică care vor face ce? Ei vor lua oficiul, își vor lua responsabilitate de păstori. Vor, auziți, vor vorbi lucruri stricate, vor predica, vor lua responsabilitatea păstorului. Și ei, spune Pavel, îi încredințează pe ei cui? Pe prezbiteri, cui îi încredințează? Cu lui Dumnezeu și cuvântului harului său, care poate să vă zidească și să vă dea o moștenire între toți cei sfințiți. Deci Pavel arată foarte clar în Fapte 20 că responsabilitatea primară a păstorului se dea învățătură. Noi uităm la Tit. Îi scrie lui Tit, Pavel, versetul 5, capitolul 1, și arată că lucrul acesta este valabil cu privire la toți prezbiterii. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Și singura responsabilitate pe care o precizează în dreptul prezbiterilor, pe lângă învățătura pe care o dă cu privire la caracterul pe care ei trebuie să-l aibă, cum trebuie să fie în casele lor și așa mai departe, singura responsabilitate este descrisă în versetul 9. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoască și să înfrunte pe cei potrivnici. Asta este responsabilitatea păstorului. Asta înseamnă păstorii. Să duci turma Domnului în cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Da? Un lucru foarte important pe care îl spune Petru aici, în versetul 2, ne întoarcem la 1 Petru 5, este să păstorească turma lui, turma cui? Turma lui Dumnezeu. Noi am dezvoltat un limbaj care trădează într-un fel concepțiile noastre. Biserica mea sau biserica lucutare. Pentru că într-un anume fel, lucrurile într-un anume loc sunt făcute după cum vrea cineva. Și în mod normal o numim biserica lui Cutărescu. Petru spune aici că prezbiterii trebuie să păstorească turma lui Dumnezeu. Dacă e turma lui Dumnezeu și conștientizăm că e turma lui Dumnezeu. Noi suntem aici mai multe familii, dar nu se face nici cum vreau eu, nici cum vrei tu, nici cum vrea clanul nu știu care. Se face cum vrea Dumnezeu, că e turma lui Dumnezeu, nu a noastră. Nu e turma noastră, e turma lui Dumnezeu. Da? Din nefericire, multe turme seamănă mai degrabă cu turma satanei. Pentru că doctrinile predicate acolo, pentru că practicile de acolo, pentru că metodele de acolo seamănă mai mult cu altceva, nu cu lucrurile pe care le spune Dumnezeu în cuvântul lui. Să nu mai vorbim de viața multor oameni, da? De viața multor oameni. Acum, Petru spune, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Am auzit păstorii din ăștia care păstorez de la sute de kilometri distanță sau mii kilometri distanță. Aia nu păstorire. Că spune că trebuie să păstorească turma care este sub paza lor, sub supravegherea lor, sub vederea lor. Păstorul, prezbiterul, este acolo în mijlocul lor. Nu-i păstorire virtuală, păstorire de la distanță, păstorire prin telefon. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Păstorul este cel care stă în mijlocul turmei. De asta, frate Mihai, trebuie să se întoarcă repede acasă. Amin.
Păstorirea implică, mai implică ceva, da? Păstorirea e foarte clar arătată peste tot în Biblie, implică a duce pe oamenii în cuvântul lui Dumnezeu, dar în locul acesta ne mai arată că păstorirea înseamnă supraveghere. Spune, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. În original este cuvântul episcopie. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub episcopia voastră. A fi episcop înseamnă a fi supraveghetor. Ăsta e termenul original. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub supravegherea sau sub episcopia voastră. Singurul loc în care mai apare termenul în forma asta, în formă de verb, este în Evrei 12:15, unde se referă la responsabilitatea tuturor membrilor adunării. E foarte interesant lucrul ăsta. De două ori apare verbul episcopie în Biblie. Odată în 1 Petru, referindu-se la prezbiteri, și odată în Evrei, referindu-se la membrii bisericilor. Uitați ce spune Evrei 12:15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă turburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Luați seama bine, supravegheați, fiți atenți. Da? Este același verb folosit ca în locul acesta. Vezi așadar, prezbiterul supraveghează turma lui Dumnezeu, dar această responsabilitate a prezbiterului se duce către toți membrii. Ei trebuie să supravegheze unii asupra altora. Evrei este foarte important pasajul pentru că ne arată diferența dintre a te băga în seamnă și a te băga în treburile altora, da? Cum spune Petru dimineață să nu facem, și a supraveghea. Ce să supraveghem, domnule? Să nu se abată nimeni de la harul lui Dumnezeu. Ce să supraveghem? Să nu dea lăstare, vreo rădăcină de amărăciune. Să nu se facă tulburare, să nu fie mulți întinați de ea, să nu fie între noi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Asta să supraveghem, nu altceva. Da? Ne arată foarte clar care este responsabilitatea noastră. Apoi Petru începe să descrie la propriu felul în care trebuie să păstorească, da? Cum trebuie să facă lucrul acesta. Arată maniera în care trebuie să o facă, auziți? Și pune două atitudini contradictorii. Zice, nu de silă, ci de bună voie după voia lui Dumnezeu. Acum imaginați-vă, cum ar fi putut un prezbiter să fie în situația în care să conducă de silă? Ce ar fi putut să-l silească? Noi vedem astăzi o goană după funcții. Cum de ăștia nu goneau după funcții? V-ați gândit vreodată la pasajul ăsta? Spune, să păstorească turma lui Dumnezeu, nu de silă. Păi cine să-l silească? Cine ar fi putut să-l silească? Dumnezeu să-l silească? Împrejurările să-l silească? Frații să-l silească? Adică de ce în perioada aceea în biserica primară ar fi fost tendința să te dai înapoi? Sau dacă te-o pus, te-o ales frații să fii conducător sau prezbiter în adunare, să spui, o fac că n-am ce face, dar n-aș face-o. De ce? Nu erau plătiți bine? Nu erau recunoscuți? Nu erau ridicați în slăvi? Care credeți că ar fi fost problema? Dacă citiți toată cartea 1 Petru, vedeți că Petru scrie într-un context al persecuției. Și primii vizați din adunări, în contextul persecuției, întotdeauna este așa, erau prezbiterii. Și nu era o inclinație naturală ca să alegi funcția cu cel mai mare grad de risc. Nu era o inclinație naturală. În mod natural, noi nu alegem riscul. În mod natural, nici ei nu alegeau riscul. De aceea, cred eu că în perioada primară, o mare parte de timp, nu s-a dezvoltat sistemul ăsta clerical. Foarte puternic. De asta nu au inventat foarte rapid funcțiile. După aceea, când lucrurile s-au lăsat mai moale, au început să inventeze funcții. Când mijlocul persecuție, nu-ți vine să fii papa. Dom'le, eu-s papa tuturor bisericilor. Eu, gâtul la înaintare. Nu! Nu era tendința asta, da? Și în mijlocul persecuției, când biserica fugea, când biserica se ascundea, când biserica trebuia să dea o mărturie clară cu privire la ceea ce este ea și este chemată să fie în lume, nu le ardeau oamenilor de funcții. Care să fie episcop, care să fie arhiepiscop, care să fie patriarh, care să fie mitropolit, nu le stătea capul așa ceva. Să știți că nu le stătea capul așa ceva. De aceea era ispita asta să slujești ca prezbiter de silă sau cu inima legată. Și Petru spune, ar trebui să ai inima liberă în slujire. Zice, să slujească de bună voie după voia lui Dumnezeu. Apoi vorbește despre motivația slujirilor. Zice, nu pentru un câștig mârșav. Mi-a plăcut termenul din greacă aici, de la câștig mârșav. Știți care este termenul? Ia ascultați. Escrocherdos. De la ce vă duce cu mintea escrocherdos? De la escroc.
Deci prezbiterul spune prezbiterul să nu fie excroc. Frate! Frate! Mai auzi oameni și pe mine deja nu mă mai mire lucrul ăsta. Mai auzi oameni care spun, vai, cum a putut preotul cu tare să facă nu știu ce? Cum a putut prezbiterul cu tare? L-a prins ăștia cu 10.000 de euro. L-a prins ăștia că l-a luat de la biserică 100.000 de euro. Petru a spus de acum 2.000 de ani că e ispita asta de a fi escroci. De ce te miri? Bă, că am auzit eu, că și la creștini am auzit că s-o furat. Măi! Petru ne-a spus de acum 2.000 de ani că ăștia o să fie ispitiți să fie escroci. Câștig mânșava, asta înseamnă să fie escroc. Nu să ai bani, ci să câștigi bani prin înșelare. Să câștigi bani prin metode ilegitime. Asta înseamnă să fii escroc. Da? În moduri nepermise, în moduri ilegitime. Înțelegeți, asta este o ispită a păstorului, a prezbiterului. Știți că ne spunea fratele păstor, cum l-a sfătuit tata lui, să nu se atingă de bani și de femei. Și vom vedea în 2 Petru capitol, poate vi se spune, vai, cum să spunem în adunare lucrul ăsta? Vai, cum să spunem? Asta se citea în adunare 2 Petru capitolul 2, să vedeți ce terminologie acolo. Să vedeți ce terminologie, ce limbaj colorat, aspru, dur, agresiv a apostolului Petru când vorbește despre pericolele acestea. Dar unul dintre lucrurile pe care le spune foarte clar aici este să nu fie scroci, da? Să nu umble după un câștig primit în mod necinstit, da? Cam cum ar putea să realizeze lucrul ăsta? Păi s-ar putea câștigul mărșav, m-am gândit la câteva idei, să fie câștigul acela care îți modifică teologia, convingerile, doctrinele, da? Te sponsorizează cineva. Mai degrabă ar trebui să spui că te sabotează. Dacă după ce te sponsorizează, zici, mă, acum nu mai pot predica despre. De ce? Pentru că sponsorul cu tare se găsește exact în situația aia. Da? Ăla este un câștig mărșav. Dacă te-o sponsoriza și nu are niciun fel de pretenție, aia nu e scrocherie. Dacă te sponsorizează și tu știi că în felul ăsta te sabotează, dar zici, mă, niște bani în plus, nu mi-ar strica. Aia este scrocherie. Din partea prezbiterului. Nu din partea celuilalt, din partea prezbiterului. El își are o sânda lui. Dacă asta te face să închizi ochii, să treci cu vederea, să cauți la fața omului, să fii părtinitor. Da. Da. Fratele cu tare mă ajută. Ăștia l-au nu m-au ajutat. Și încep să fii părtinitor. Încep să cauți la fața omului, da? Hotărăști, disciplinezi în funcție de cum ești ajutat, de cum ești sponsorizat. Asta este escrocherie. Când slujești în afara parametrilor Scripturii. În afara parametrilor Scripturii. Mulți oameni pentru tot felul de privilegii au introdus în biserică practici și lucruri care nu există nicăieri în Biblie. Nicăieri în Biblie. Da? Datorită unor ajutare. Mai vin, asta se întâmplă peste tot, la universități creștine, vin predicatori, păstori care predică tot felul de enormități, dar să lăsați acolo pentru că, știți cum e, americanii singuri care vin și predică pe banii lor. Te plătesc ca să-l lasă să predice, știi? Dar ei vin și cu teologia lor, și cu metodele lor, și cu ideile lor, nu numai ei. Vin cu tot felul de, dar lăsăm fiindcă avem nevoie de bănuți. Vine la adunare, ne face show în adunare. Că la ei așa se face show, se face discotecă. Dar lăsăm să facă, stăm toți cu inima strânsă pentru că odată cu venirea lui și cu aberațiile lui și cu ereziile lui și cu erorile lui și cu practicile lui, o mai veni cu ceva. O veni cu cecurile, o veni cu bănuțe sau o veni cu tirul sau nu mai știu cu ce o venit. Da? Asta se cheamă din partea prezbiterilor care permit lucrurile acestea, asta se cheamă escrocherie. Și câți oameni n-au fost manevrați și au bătut adunările și bisericile cu tot felul de învățături, cu tot felul de oameni, cu tot felul de practici, s-au împânzit, au intrat în adunare, pentru că oamenii aceștia au fost escroci. Asta spunem, escroci. Au făcut lucrarea pentru un câștig mârșav. Și spune Petru să nu facă lucrul acesta, să nu facă pentru un câștig mârșav. Acum, unii jubilează când aud lucrurile astea. Bine mă, coda pe ei. Așa mă, dă-i cu biciu pe ei, că ăștia nu mă după bani umble, domnule. Uite și popii cu Mercedes-uri, cu BMW-uri, cu... Ce încerc să le făiesc așa. Bine ai spus! Așa îi mă! Acum vedeți, tot Apostolul Pavel vorbește în Sfânta Scriptură despre plătirea prezbiterilor, despre plătirea păstorilor, despre remunerarea lor. De exemplu, unul în Timotei
5 cu 17 spune el așa, prezbitere sau bătrânii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Ce-o fi cinstea aia? Să-l slăvești în fața adunării? Ce-o fi cinstea aia? Ce crezi că o fi cinstea aia? Vedem imediat. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea. Mai ales pe ea și cu învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice să nu leși gura boului când trăieră bucate. Adică să mănânce și el din asta, da? Și vrednic este lucrătorul de plata lui. Deci vedeți, este un fel o tensiune în Biblie. Domnule, să fie plătit, dar să nu transforme plata într-o escrocherie. 1 Corinteni 9:7. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Zice Pavel. Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor. Zice el, nu le spune și legea. În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăie răgăul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris altfel. Că și cine are, trebuie să are cu nădejde. Și cine trăieră grâul, trebuie să-l trăiere cu nădejde, că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, adică a predicat, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre veremelnice, dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră. Nu ni se cade cu mult mai mult nouă. Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem o predică Evanghelia lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfintei sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de altar? Deci îți dă exemplu din lumea în care trăim, da? Cum mănâncă boul de acolo de unde treieră și așa mai departe, îi duce cu mintea apoi la templu, le arată ce se întâmplă în realitatea în care noi trăim. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc din Evanghelie să trăiască din Evanghelie. Și el spune, dacă despre mine, eu nu m-am folosit de dreptul acesta, da, nu m-am folosit de dreptul acesta și a avut Pavel pricinile lui, nu vrea nimeni să ia motivul lui de laud. Sau Galateni, cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Deci vedeți, nu trebuie să pendulăm la extreme. Escrocheria e interzisă, dar în același timp Pavel învață că învățătorii, prezbiterii din adunare trebuie să fie plătiți. Dar să nu fie escroc, zice, ci să slujească cu lepădare de sine. De ce? Pentru că slujirea întotdeauna implică sacrificiu. Trebuie să sacrifici din timpul tău, trebuie să sacrifici din ideile tale, trebuie să sacrifici din mofturile tale, din confortul tău, trebuie să te trezești la o anumită oră, trebuie să faci lucruri pe care ceilalți oameni n-ar trebui sau nu sunt totdeauna puși în situația să le facă, da? Trebuie să slujească, asta implică sacrificiu, implică lepădare de sine, implică lepădare de sine, asta e motivația. Să nu fie motivat de câștig mărșav, ci spune să slujească cu lepădare de sine. Și apoi spune în final modul, metoda pe care el trebuie să o folosească în slujire. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală. De ce spune Petru lucrul ăsta? Pentru că s-ar putea să dezvolți sentimentul ăsta de stăpân în adunare. Totdeauna tu te ridici în fața oamenilor, oamenii încep să facă ce spui tu, tu îi călăuzești într-o anumită direcție, ei merg după tine că sunt oi ascultătoare și oile știți, oile execută. Dar oile Domnului, caprele nu. Caprele tot le vezi sus, pe vii, sus, pe copaci, pe garduri, caprele nu. Asta e un mod ușor de a-ți da diferența, de a face diferența într-o adunare dintre oi și capre, da? O traducere a GBV 2001 prezintă mai frumos felul în care Petru spune lucrul acesta, da? Cornilescu, Biblia noastră spune, nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală. Biblia, tragerea GBV 2001 spune așa, nu ca domnind peste cei dați vouă. Și expresia de aici, literal, înseamnă cei care ar fi posesiunea voastră sau cei care v-au căzut la sort. Am tras cu zarurile, ăștia s-a mei, am tras cu zarurile, ăștia s-a tăi. Deci nu în felul ăsta ca și cum v-au fi căzut la împărțeală, da? Nu sunteți aici la jocuri de noroc. Ci fiind modele pentru turmă, da? Sau făcându-vă pildă turmei, da? Nu sunteți stăpâni, nu dominați adunarea, nu sunteți tirani în adunare, ca s-ar contrazice însă și afirmați din versetul 2. Păstoriți turma lui? Nu e a noastră, Domnule. Nu-i biserica mea. Nu-i biserica ta. Nu-i biserica prezbiterului. Nu-i biserica episcopilor. Este biserica, este turma, este adunarea lui Dumnezeu. Cum slujește prezbiterul ăsta? Am văzut, slujește prin cuvânt, da? Slujește supraveghind adunarea. Sunt atâtea pericole din exterior, din interior. Și apoi spune aici că slujește făcându-se pildă sau fiind un tip pentru turmă. Și aici este o frază, o expresie care ne arată foarte clar
că prezbiterul este chemat să fie model. Nu el trebuie să facă toate lucrurile. El trebuie să facă lucrurile arătând celorlalți ce trebuie să facă ei. Funcția prezbiterului este de a echipa pe fiecare membru. Nu el trebuie să facă evangelizare, el trebuie să aibă criză de pruncii noștri, el trebuie să facă toate lucrurile. Nu! El este un tip. Ăsta e cuvântul grecesc, tipos. El este un tip. El este un model. Te uiți la el? De ce te uiți la un tip, la un model? Ca să faci lucrurile după el. El este un tipar, da? El oferă celorlalți un model. El învață pe ceilalți cum trebuie să facă lucrurile acestea. Cum trebuie să facă lucrurile acestea. Deci în aceste trei responsabilități, într-un fel, am putea să înglobăm responsabilitatea sau rolul păstorului, a prezbiterului. Să hrănească turma în cuvântul lui Dumnezeu, să supravegheze turma și să fie un model pentru ea. Când îmi spune că trebuie să supravegheze turma, arată foarte clar că asta implică a feri turma de pericole din interior și din exterior. Într-un fel, prezbiterul trebuie să facă treaba murdară. Trebuie să facă treaba murdară. Acum noi, Dumnezeu ne-a dat harul ăsta și experiența asta. Se ridică în adunare cineva, spune una așa alta. Noi ce facem? Frate, să nu facem tulburare, să lăsăm. Câte cazuri din astea n-am văzut? Se ridică cineva la amvon și spune trăsnăi de stă mintea în loc. Își dă seama cea mai bătrână băbuță din adunare, care nu înțelegea multe lucruri, își dă seama că ăla spune prostii. Păstorul stă acolo ghemuit pe scaun, pe fotoliu acolo. Domnule, ce să faci? Să tulbură adunarea? Nu, domnule, nu să tulbure adunarea. Lasă o otrăvească adunarea. De ce să tulburi tu adunarea? Nu e bine să fie otrăvită adunarea, nu? Lasă pe oamenii așa să asculte 50 de minute prostii, erezii, ca să nu fie tulburare în adunare, nu? O logică impecabilă, să nu tulburăm adunarea. Și acum, nu spunem ceva de față cu el, așteptăm să plece și data viitoare o să încercăm să facem un fel de corecție. Dacă își mai aduce cineva aminte din ce a fost acolo, dacă nu s-a dus deja câțiva după prostiile lui. Biblia nu spune asta și vedeți în Fapte 20 unde Pavel vorbește, unde vorbește prezbiterilor din Efes, în Tit capitolul 1 unde vorbește prezbiterilor, zice, pe care Tit trebuia să-i așeze în fiecare cetate, în fiecare biserică, Pavel spune foarte clar, să înfrunte pe potrivnici cu putere. Iar pe prezbiterii care cătuiesc spune să-i mustre înaintea tuturor, scrie în Timotei. În Fapte 20 prezbiterilor din Efes spune să vor ivi, vor veni, să vor vârâ între voi, lup răpitor. Petru, în a doua epistolă, vom vedea în capitolul 2, vrea să fie citit în toate adunările public, să audă și pruncii toată lumea din adunare, să audă portretul învățătorilor falși. Ei n-au ascuns lucrurile astea. Pentru ei erezia, pentru ei metodele false, pentru ei învățăturile false, nu erau lucruri simple, ușoare. Lasă, domnule, asta este. O să treacă ele cumva. Că acum, nu, fiecare crede într-un fel. El crede într-un fel, tu crezi în alt fel. Și ajung, am întâlnit cazuri în care au ajuns nu eretici să fie mustrați, ci păstorii. De ce au intervenit? De ce au intervenit? Și oițele, cu ghilimele de rigoare, multe dintre ele cu coarne, au început să bată păstorul, pentru că păstorul le-a protejat. Nu trebuia să mă lași. Este o imagine interesantă. Facebook-ul ăsta e bun câteodată la ceva, nu totdeauna, dar câteodată e bun la ceva. Am văzut o imagine în care vine un lup, arată o turmă și vine un lup la turmă. Să ia oi din turmă. Simbolizând prezbiterul adunării și turma pe care el trebuia să o păzească. Și prezbiterul, ca un prezbiter duhovnicesc, biblic, fugărește lupul de la turmă. Și oițele de acolo au început să strige. Nu, n-ai dragoste! Nu, tu trebuia să-l confrunți în privat! Nu-l iubești pe Domnul Iisus! Lasă-l, e din al nostru, nu ești tolerant! El are părerea lui, el are interpretarea lui. Cam astea-s vocile pe care le auzați. Nu zi nimic, lasă, domnule, fiecare crede cumva că și apare o oiță. Acum e puțin mai neagră, dar și ea e o oiță de-a noastră. Lasă că aia e oița cu... Noi iubim pe toată lumea, trebuie să-i primim în mijlocul nostru. Un fel de ecumenism din ăsta, știți? Cam asta se întâmplă astăzi. Funcția aceasta este împiedicată, au ajuns să fie împiedicată de oițe. Și mie îmi ridică un semn foarte mare de întrebare cu privire la identitatea oițelor astea. Dacă oițele din sală, când vine lupul, vorbesc și eu în imagine, da? Așa, ca pentru copiii mici, din pricina firii noastre pământești, a slăbiciunii noastre, da? Dacă oițele din bancă, când vine lupul, oițele simpatizează cu lupul, o râs foarte proaste, da? Dar sunt oițe, așa? Ori, de fapt, îs lupi deghizați. Și eu tind să cred așa după consecvența în care multe oițe iubesc învățătura lupilor, practica lupilor, viața lupilor,
metodele lupilor, tind să cred că multe din oițele astea sunt de fapt niște lupi, niște lupi care să dau oi. Și știți ce este interesant? Dacă în trecut lupii ajungeau să se dea pe față la un moment dat și vom vedea în Petru, să dau unde străbălărilor lor și nu mai ascund nimica, chefuiesc la mesele lor de dragoste, pe față, domnule, n-au niciun fel de treabă. Acum oițele, de fapt lupii deghizate în oițe, au pretenții. Au pretenții, domnule, ăștia prigonesc oițele adevărate, da? În final, versetul 3, versetul 4, Petru îi motivează pe prezbiteri și spune când se va arăta păstorul cel mare și să știți în toată Sfânta Scriptură, și ăsta e un argument foarte puternic pentru toate invențiile astea de funcții și de piramide în controlarea bisericii, singurul loc în Biblie unde se folosește termenul arhipoimenos, adică arhipăstorul, că este arhiepiscop, arhiereu, arhi nu știu ce. Singurul loc în care se vorbește despre arhipăstor sau arhipoimenos este cu privire la Domnul Iisus Hristos. Domnule, există episcop, prezbiteri, păstori, dar există un singur arhiepiscop, un singur arhipăstor. Și ăla este Domnul Iisus. Și eu nu pot să înțeleg, pot să înțeleg la un moment dat, dar nu pot să înțeleg la oamenii duhovnicești care citesc cuvântul lui Dumnezeu, de ce au dorințele astea luciferice de a-și pune un titlu deasupra, să fie puțin ceva mai mare decât un... Nu, parcă prezbiter nu-i mare lucru, nu? Că a fost ordinat ca prezbitere. A fost ales ca președinte de nu știu ce. Acum parcă altfel iasă la înaintare, nu? Domnule, și titlul te recomandă într-un fel. Nu te recomandă titlul într-un fel. Singurul păstor, arhiepiscop este Domnul Iisus Hristos. Și zice, când va veni el, acestor prezbiteri, zice, le va da cununa care nu se poate veșteji a slavii. Și o încurajare să nu fie scroci. Da. Dar uitați-vă la noi, dacă muncim așa de mult pentru lucrurile de pe pământul ăsta, care să veștejesc, care nu sunt de slavă, nu sunt lucruri strălucitoare, sunt lucruri care ruginesc, sunt lucruri care se pierd. Mulți își vând convingerile, doctrinele, își vând bisericile pentru bani, pentru tot felul de relații, pentru tot felul de lucruri. Vând, escroci. Petru spune prezbiterilor care se chema să conducă adunarea, nu fiți escroci. De ce să nu fie escroci? Mă, dacă pentru lucrurile pământului ăsta atâta îți dai silința și atâta te străduiești și de dimineață până seara te muncești. Uite, Domnul, când va veni Domnul, arhiepiscopul, nu patriarhul, arhiepiscopul, el e singurul patriarh, el e singurul mitropolit, el e singurul arhiereu. Când va veni el, el o să vă dea o cunună de slavă care nu se va veșteji. Și încurajarea are sens dacă ne imaginăm viața viitoare nu ca o viață în care suntem numai niște duhuri din astea cu niște cununi invizibile, da? Când ne imaginăm veșnicia, un pământ nou, un cer nou, un pământ pe care va domni neprihănirea. Și un pământ pe care Domnul ne va binecuvânta. Domnul ne va încununa, Domnul ne va da niște responsabilități extraordinare. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea noastră, să avem o conducere biblică și ar trebui să ne rugăm pentru lucrul acesta să schimbăm și noi termenul prezbiter de la singular chiar în adunarea noastră, la plural. Amin? Amin. Și dacă ne doare și ne pasă de celelalte adunări, pe mine mă doare și îmi pasă de celelalte adunări, care încă sunt a Domnului Iisus Hristos și nu sunt apostate și lepădate de Dumnezeu, să ne rugăm ca și acolo Dumnezeu să aducă o schimbare. Amin. Amin. Mulți întreabă, domnule, ce vă pasă? Lasă-i pe ei să facă lucrurile cum vor ei. N-are cum să nu-ți pesă. Nu are cum să nu-ți pesă. Oriunde sunt oițele Domnului Iisus Hristos care suferă, rezonezi cu ele, simți cu ele, te gândești la ele, da?